Stimați credincioși, vă invit să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 43 și vom încheia cu versetul 48. Să luăm aminte la cuvintele rostite de Domnul nostru Iisus. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Lui peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta, din ciclul de învățături biblice, sub genericul Poruncile Domnului Iisus, vom avea a 12-a lecțiune biblică pe care am intitulat-o Iubiți pe vrăjmașii voștri. Aceste cuvinte, cuvintele Iubiți pe vrăjmașii voștri, aparțin Domnului nostru Iisus și sunt îndreptate spre noi ca poruncă de la Dumnezeu, ca imperativ. Viața de zi cu zi ne pune uneori în circumstanțe nedorite de noi, circumstanțe în care suntem ofensați, nedreptățiți, jigniți, agresați. Prin porunca nu vă împotriviți celui ce vă face rău, Domnul Iisus ne răspunde la întrebarea ce avem de făcut în momentul în care suntem agresați. Domnul Iisus a spus, dacă te lovește cineva peste obrazul cel drept, întoarce-i și celălalt obraz. Dacă cineva se judecă cu tine să-ți ia haina, lasă și cămașă. Celui ce te silește să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Toate acestea se petrec în timpul în care suntem agresați. Iisus ne învață să nu ne răzbunăm singuri. N-avem voie să ne facem singuri dreptate. Domnul Iisus ne învață să acționăm în dragoste, să nu ne opunem celui care ne face rău și să ne împotrivim prin non-răzbunare activă. El nu ne cere să asistăm fără reacție în fața nedreptății. El nu ne spune atunci când suntem loviți peste obrazul cel drept să pretindem că n-am fost loviți, ci El ne învață să întoarcem obrazul stâng. Dacă suntem obligați să mergem cu cineva un kilometru de drum, Iisus nu ne învață să ne ducem tăcut, ci să facem ceva în plus, să mergem și al doilea kilometru. Iar dacă cineva caută să obțină de la noi într-un proces un oarecare beneficiu, vrea să ne ia haina, nouă ni se cere să îi lăsăm și cămașa. Întrebarea pe care o are în atenție pasajul pe care l-am citit are în vedere timpul care se scurge după încheierea agresiunii. Ce faci după ce ai fost agresat? În timpul agresiunii ai întors obrazul celălalt. În timpul în care ai fost nedreptățit, ai mers mila a doua. Ai lăsat și cămașa. Dar ziua se încheie. Urmează mâine. Și de mâine încolo, ce-i de făcut? La această întrebare, Iisus răspunde în cuvântul citit. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Iubiți pe vrăjmașii voștri.
Dacă în primul cuvânt, cel pe care l-am cercetat în întâlnirea noastră trecută, Domnul Iisus ne învață, ne interzice răzbunarea și ne cere să reacționăm în fața răului prin non-violență activă, acum prin acest cuvânt, Domnul Iisus efectiv șochează pe ascultătorii săi evrei și pe noi, cei din cultura secolului 21, cu un cuvânt care nu ne cere doar să nu ne răzbunăm, ci cuvânt prin care ne cere să iubim pe vrăjmașii noștri și să le facem bine. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Cine oare poate să trăiască așa? E o întrebare pe care trebuie să o păstrăm în inima noastră și la care, cu ajutorul lui Dumnezeu, să dăm răspuns în această seară. Dar mai întâi, să ne uităm la contextul iudaic al poruncii iubiți pe vrăjmașii voștri. Mântuitorul nostru Iisus a început zicând, în versetul 43 sunt consemnate cuvintele, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Contextul în care Domnul Iisus vorbește despre porunca iubiți pe vrăjmașii voștri este tocmai această rostire. S-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Am cercetat cu maximă atenție Vechiul Testament. Nicăieri n-am găsit scris această zicere. Nu este în Vechiul Testament. Nu în Vechiul Testament s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. În Vechiul Testament s-a zis să iubești pe aproapele tău, să nu te răzbuni pe cel de lângă tine, să nu-i faci rău. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. Judecătorii vor cerceta pricina și vor împărți dreptatea. Cine oare atunci a zis să urăști pe vrăjmașul tău? Tradiția iudaică a zis. Parcă nici nu citeau în Scripturi. Spre exemplu, Proverbe 25, versetul 21 și versetul 22. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa adun cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Asta e scris în Vechiul Testament. Când Domnul Iisus a spus, ați auzit că s-a zis în vechime. În vechime nu înseamnă în Vechiul Testament, ci în tradițiile religioase dezvoltate de iudaism, susținute de farisei, de cărturari și de rabini, care în numele acestor tradiții justificau răzbunarea personală. Spre exemplu, regulile comunității de la Qumran. În apropiere de Ierusalim, la Qumran, exista o comunitate cunoscută sub numele de comunitate eseniană. Într-una dintre aceste reguli se susținea ură veșnică împotriva bărbaților pierzării. Așa s-a spus. Sau, în rugăciunea fariseică a celor 18 cereri, iată ce se rugau, apostaților să nu li se mai dea nicio speranță să piară momentul acesta. Iar zeloții, o grupare politico-religioasă, considerau că fac slujbă pentru Dumnezeu când cu pumnalul ascuns sub haină se năpusteau asupra unui străin, asupra unui roman, asupra unui neevreu și luau viața fără veste. Așa au înțeles ei. Porunca să iubești pe aproapele tău, prin aproapele meu, evreul din vremea Domnului Iisus, înțelegea pe acela care aparține poporului evreu, sau care e un prieten, sau o rudă, sau cineva care aparține rasei mele, sau religiei mele, sau grupului de care mă țin, familiei mele, străinul, cel de departe, nu e aproapele meu. Prin urmare, nu sunt obligat să-l iubesc.
Acesta este contextul în care a vorbit Iisus. Domnul, prin porunca, ați auzit că s-a zis în vechime să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, se ridică împotriva tradițiilor dezvoltate de iudaism și rupte de voia lui Dumnezeu. Mântuitorul reașează autoritatea legii lui Dumnezeu și dreptatea cuvântului lui Dumnezeu, zicând, dar eu vă spun. El a spus așa cum s-a vorbit încă în timpurile Vechiului Testament prin prorocii lui Dumnezeu. După ce am văzut contextul, având în vedere că Domnul Iisus spune să iubiți pe vrăjmașii voștri, în al doilea rând să punem întrebarea sau să ne preocupăm cu întrebarea, cine sunt dușmanii noștri? Avem oare dușmani? Să nu ne gândim la forțe spirituale demonice, diavolul e dușmanul nostru. Nu. Nu ni s-a cerut să iubim pe acest dușman, pe satana și duhurile lui. Și ni să îl binecuvântăm, ni să-i facem bine, ni să ne rugăm pentru el. Nu. Iisus se referă la alți oameni, la semenii noștri, la aceia lângă care trăim și care, în circunstanțe de un fel sau altul, pot deveni potrivnici ai noștri, dușmani ai noștri. Sigur că noi n-avem voie să fim dușmani nimănui. Vai de acela care se face dușmanul aproape lui său. Dar nu întotdeauna ceilalți se raportează la noi așa cum ne cere nouă Dumnezeu să ne raportăm la ei. Sunt situații pe care nu le putem controla, împrejurări care trec dincolo de puterile noastre și peste toate acestea cineva, un semen de al nostru, se ridică împotriva noastră și ne devine dușman, blestemându-ne, declarându-ne ura lui, asuprindu-ne, persecutându-ne. Patru acțiuni îndreptate de acela care ni s-a declarat dușman. Vă blestemă, vă urăște, vă asupresc, vă prigonesc. Cine sunt dușmanii noștri atunci? Dacă e să ne uităm în detaliu, atât în scripturi cât și în experiența umană, dușmanii pot fi împărțiți în trei mari categorii. O primă categorie este reprezentată de dușmanii care vin din zona sistemului religios. Oameni care se opun creștinilor, copiilor lui Dumnezeu, motivați de considerente religioase. Ei, dușmanii, reprezintă un sistem religios care se află deranjat și se simte agresat de identitatea noastră de copii al lui Dumnezeu. Și din această pricină ni se ridică împotrivă cu mare ură, voindu-ne pierzarea. Iisus a avertizat cu privire la aceasta zicând în Ioan 16, de la 2 la versetul 3, e scris: va veni vremea când oamenii vă vor urî, a continuat Iisus zicând, au să vă dea afară din sinagogi, am citit, din biserici. Au să vă scoată afară din casele de rugăciune, din biserici. Ba încă, va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Ce cuvânt! Și toate acestea făcute în numele religiei. Ei care vă vor ucide vor crede că fac o slujbă pentru Dumnezeu în numele religiei pe care o reprezintă. Versetul următor ne spune că se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut pe Tatăl, nici pe Tatăl, nici pe mine. Evreii în vremea Domnului Iisus s-au ridicat împotriva Mântuitorului și mai târziu împotriva bisericii, au fost persecuții severe, aspre, în numele religiei iudaice Ștefan a fost omorât cu pietre, creștinii au fost arestați, aruncați în lanțuri, bătuți, chinjuiți, omorâți cu pietre. În cursul istoriei bisericii poate fi observată din nou această agresare. Până și în România, mulți frați de credință au suferit din cauza persecuțiilor religioase.
biserici istorice s-au ridicat împotriva fraților și a surorilor și au gestionat persecuții. A doua zonă din care se pot ridica vrăjmașii noștri este reprezentată de sistemul politic. În vremea Mântuitorului, Israelul era stăpânit de romani. Romanii reprezentau un sistem politic considerat de evrei agresiv, agresor, și în această pricină îi socoteau ca dușmani ai lor. Nu trebuie să uităm că și Biserica Domnului a fost persecutată de sisteme politice, de regimuri politice, de, știu, imperii sau de concepte statale, cum cunoaștem că s-a întâmplat în România, nu în urmă cu foarte mult timp, sistemul comunist, persecuții atroce împotriva creștinilor. Dar și mai mari, poate, dintr-o anumită perspectivă, persecuții s-au întâmplat împotriva creștinilor penticostali în perioada interbelică. Trebuie să spunem și asta. Ce va fi? Nu știm. Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează să veghem, pentru că este posibil ca oricând să aibă loc o răsturnare de situație și sistemul politic să devină opresiv și persecuțiile să înceapă. Este posibil oricând. Mai ales în contextul crizelor politice contemporane și a schimbărilor care se petrec cu atâta repeziciune. A treia zonă din care pot să se ridice dușmanii noștri este reprezentat de zona relațiilor noastre personale și această categorie aș numi o conflicte interpersonale sau dușmănie personală. Aici este vorba de aceia cu care intrăm în contact, oameni care nu reprezintă nici sistem religios, nu reprezintă nici regim statal, sunt oameni, vecini de ai noștri, colegi de la școală, de la serviciu, oameni din sat sau din oraș, cunoscuți sau necunoscuți, care în anumite situații și circunstanțe se ridică împotriva noastră și ne poartă dușmănie, ne agresează. Ce e de făcut? Cred că primul lucru pe care trebuie să-l avem în atenție atunci când cineva se ridică împotriva noastră, primul lucru este reprezentat de o adâncă cercetare personală. Trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva noi, prin comportamentul nostru, am provocat acele reacții. Oare de ce ne dușmănesc oamenii dacă ne dușmănesc? Oare nu cumva le-am făcut vreo nedreptate? Oare nu cumva le-am făcut vreo pagubă? Oare nu cumva au văzut în noi o pricină de potignire care a stârnit reacție? Și vorba lui Petru, pe drept suntem nedreptăți, suntem apăsați, suferim pe drept. Când ne întâlnim cu oponentul, cu dușmanul nostru, va trebui să ne punem întâi de toate această întrebare. Și după ce ne-am cercetat adânc pe noi înșine și ne-am verificat purtarea, caracterul, faptele, dacă descoperim la noi vreo strâmbătate, atunci să reparăm în grabă ceea ce am stricat și în felul acesta să creăm premisele păcii. Dar dacă descoperim că n-am greșit nimic și că de fapt dușmânia este o dușmânie care vine în mod agresiv și pe nedrept din partea celuilalt, și în fața agresiunii sale am întors obrazul celălalt, ne-am dus mila a doua, i-am dat și haina, de acum ne rămâne să facem ce a zis Iisus: să iubiți pe vrăjmașii voștri. Haidem să ne uităm mai adânc, în al treilea rând, la zicerea să iubiți pe vrăjmașii voștri. Iisus ne cere să ne iubim vrăjmașii. El ne cere să ne implicăm activ în relație cu ei și în viața lor. Uneori oamenii se scuză zicând: n-am nimic cu el.
mie împotrivă, nu vreau să am nicio legătură cu el, nu mă interesează viața lui, să nu-l intereseze de mine, el să fie cu casa și cu familia lui, eu cu a mea și cu ale mele, el cu țara lui, eu cu țara mea, el cu orașul lui, eu cu orașul meu, el cu biserica lui, eu cu biserica mea, eu cu banca mea, el cu banca lui, eu cu strada mea, el cu strada lui, n-am nicio treabă cu el. Iisus nu ne cere să întrerupem legăturile cu vrăjmașul nostru. Iisus ne cere să-L iubim activ. El ne cere să ne implicăm activ. Matei 5, versetul 44. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca în Luca, în capitolul 6, versetul 27 la 28, Domnul Iisus să spune cuvintele: dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Ce cuvânt! Trebuie să observăm că prin acest cuvânt Iisus se adresează celor care îl ascultă. Că așa a început: dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Celor care sunt ucenici, care sunt copii al lui Dumnezeu, Iisus le spune: vouă celor care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Știu că acest cuvânt sună foarte diferit și anacronic pentru cultura seculară contemporană. Când ne-ar auzi cineva, știu eu, nefamiliarizat cu conceptele Sfintelor Scripturi și cu învățătura Domnului Hristos, s-ar uita la noi și ar zice: voi sunteți nebuni. Cum? Să iubești pe vrăjmașul tău? Să te rogi pentru el? Să-i faci bine? Cere de la tine cum promuci să-i dai lui, vrăjmașului tău. Iisus așa ne-a învățat. În versetul 35, în Evanghelia după Luca, găsim Luca 6, versetul 35: voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Aceste cuvinte sunt cuvinte sfinte venite de la Mântuitorul Iisus și dacă noi ne numim ucenici ai Săi, trebuie să ne le punem la inimă. Dacă ne declarăm copii ai Săi, să ne punem la inimă aceste cuvinte. Că nu te poți numi urmaș și ucenic al lui Iisus lăsând în urma ta cuvintele lui Iisus și trăind după propriile legi. Cine îl numește pe Iisus Mântuitor trebuie să-l aibă și Domn și Învățător. Doamne ajută! De observat este că în acest cuvânt Mântuitorul Iisus duce, cum spuneam anterior, lucrurile mai departe. Dacă în zicerea despre întoarcerea obrazului celuilalt, Iisus ne învață să suferim răul fără împotrivire, să mergem mai departe fără cârtire, să răbdăm nedreptatea, de data aceasta, El ne cere ceva mai mult. Acest ceva mai mult trebuie făcut în ziua a doua, în ziua a treia, în zilele care urmează nedreptății făcute. Iisus ne cere să fim plini de bunăvoință cu dușmanul nostru. Ne cere să-l slujim, să-l ajutăm în nevoile sale, fără prefăcătorie și cu inimă curată. Frați și surori, dacă pentru fratele de credință, dacă pentru cel din familie, sau față de fratele și față de cel din familie, avem datoria de onoare să ne purtăm frumos, să ne jertfim averia, chiar și viața, Iisus ne învață că exact aceeași atitudine trebuie să avem și față de dușmani. Asta e șocant. Când evreii au auzit aceste cuvinte, nu le-au putut suporta.
Față de soția mea am datoria de onoare să-mi dau și viața. Față de copii, față de oamenii cum se cade, față de prieteni, față de aceia cu care ne întovărășim, plângem împreună în cazurile noastre, ne ajutăm, ne împărtășim bucuriile, ne ducem durerile împreună. E o datorie de onoare să simți cu el, să-i sare în ajutor când e la greu, să-i porți povara, să-i exprimi iubirea, să se poată pe tine bizui. Iisus, ciudat, ne cere nouă creștinilor exact aceeași datorie de onoare să o avem și față de dușmani. Nu alta. Dar eu vă spun să iubiți pe dușmanii voștri. Augustin spunea într-o împrejurare, mulți au învățat cum să dea și celălalt obraz, dar nu știu cum să-l iubească pe cel ce l-a lovit. Iar altfel, Plummer făcea o clasificare a reacțiilor față de cel care ne face rău. Citez. A răspunde cu rău la bine e drăcesc. A răspunde cu bine la bine este omenesc. A răspunde cu bine la rău e divin. Iisus ne-a cerut să fim așa. Este standardul pe care îl pune Mântuitorul în fața noastră. Apostolul Pavel, în același spirit al predicii de pe munte și de altfel a textelor Vechiului Testament, în Romani capitolul 12, începând cu versetul 17, scrie: nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Numai asta, dacă ar fi scris în Biblie, între cele două coperți ale ei, câți oameni ar putea trăi frumos? Numai atâta. Sau cum a zis tatăl meu când s-a întors la credință? Și am deschis Biblia și am citit. La început Dumnezeu și apoi am închis-o. Zis, ajunge. Dacă la început e Dumnezeu, apoi toate sunt bune. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu se permite ca din cauza noastră să apară un conflict. Din cauza greșelilor, a păcatelor, a neatenției noastre, a răutății noastre, cineva să se poziționeze în poziția dușmanului nostru. Întrucât atârnă de voi, a zis Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri. Ce lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Împotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Ce cuvânt! El care s-a pus împotrivă, să-ți facă rău, te-a dat în judecată, te-a păgubit. Și spoartă sâmbetele, vorba din popor. Acum e flămând, dă-i să mănânce. Îi sete, dă-i să bea. Că dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Adică își va vedea greșeala și poate că se va reconcilia, deși acest lucru nu este sigur. Vorba lui Abraham Lincoln, zicea el că singurul fel în care îți poți birui dușmanii este să ți-i faci prieteni. Iar calea spre prietenia cu vrăjmașul este să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Dumnezeu să ne ajute. În fața noastră se așează două culturi. Cultura seculară, care spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și cultura creștină. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Întoarce și celălalt obraz. În cultura seculară, interesant de observat, e că există principiul onoarei. În cultura seculară există principiul onoarei și principiul revanșei. O revanșă pentru bine. Mi-a făcut bine, îi fac bine. Onoarea îmi cere să-i fac bine dacă mi-a făcut bine. E cultură seculară.
Mi-a făcut rău, undoare îmi cere să răsplătesc. E cultură seculară. De observat este că în cultura creștină lucrurile sunt altfel. Nu principiul revanșării și nici al onoarei sunt forțele care conduc, ci principiul iubirii. Așa ne-a învățat Domnul Iisus. Principiul iubirii. Creștinul nu ține dușmănie. El nu dorește să se răzbune, deși poate fi ispitit să o facă. El are o atitudine de iubire. Perspectiva lui cu privire la oameni este diferită. El se uită la oameni prin ochii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aici vorbim de o detașare a creștinului de cultura seculară. O detașare care îl transportă pe un alt tărâm. Este domeniul împărăției lui Dumnezeu, tărâmul vieții noi. Între el și viața seculară e crucea lui Hristos. Și când se uită înspre oamenii din cultura seculară, care îl tratează după regulile culturii seculare, el are o altă perspectivă. El s-a rupt, el s-a detașat. Această detașare este numită de Apostolul Pavel lepădare de sine sau moarte față de sine. Am fost răstignit împreună cu Hristos. E crucea între mine și dușmanul meu. Între creștin și dușman e crucea. Și din cauza crucii nu-l poate dușmăni pe dușman. Dar dacă dai la o parte crucea și treci pe terenul dușmanului tău, ține minte, el are experiență mai mare ca tine și o să te bată cu experiența. Ține-te pe tărâmul lui Hristos. Lasă în tine să guverneze legile împărăției lui Dumnezeu. Cheamă peste tine Duhul lui Dumnezeu. Permite crucii lui Hristos să-și-l facă lucrarea morții în orgoliu tău. Și înalță-l pe Hristos, care îți va da biruință și bucuria pe care n-are cum să o experimenteze cel care se răzbună. După ce omul se răzbună, simte așa o răcorire, zic cei care se răzbună. Dar nu există răcorire duhovnicească mai mare, sufletească mai mare, decât răcorirea aceea pe care o trăiește David după ce Saul, văzându-și răutatea, strigă: Fiule, tu ești mai bun ca mine. Ați înțeles? Un băiat tânăr, cu el era Dumnezeu, l-a însoțit, i-a dat biruințe, a făcut lui Saul bine peste bine și bine peste bine. Era ginerele regelui, soțul fiicei lui Saul. Într-o zi pe Saul a prins invidia și frica și a căutat să-l piardă, l-a urmărit, de atâtea ori a făcut înscenări, a vrut să-i curme viața. Scriptura consemnează atâtea situații că nici nu le mai am în memorie câte, nenumărate circumstanțe în care a vrut să-l ucide. În două rânduri, David l-a avut pe Saul sub mână. Într-o noapte, fugar fiind, s-a ascuns într-o peșteră. Saul n-a știut, un corp de armată s-a dus pe urmele lui și așa a făcut Dumnezeu, ca tot în aceeași peșteră să se adăpostească și Saul. Mai în fundul peșterii, în taină, era David cu oștenii lui și mai către gura ei, dormind tun, fără niciun fel de teamă, Saul cu ai lui. Încet, în timpul somnului adânc de Dumnezeu lăsat peste Saul, a venit David cu soldații lui. Când Abishai, care era în frunte, l-a văzut, a zis: numai o lovitură îi dau și a doua nu mai trebuie. Și David s-a pus lângă rege și a zis: treceți unul după altul. Cam asta este imagine. Unul după altul, sutele, fost vreo 400, au trecut pe lângă Saul. După ce au plecat, David a tăiat colțul hainei, a luat odată ulciorul, altădată sulița și a ieșit. Și când a fost destul de departe, a început să țipe cât îl ținea gura: Domnul meu, Domnul meu, unde sunt gărzile tale? Unde ți-i sulița? Unde ți-i ulcior? Unde ți-i colțul hainei?
credeți că s-ar fi răcorit în el mai bine dacă l-ar fi pironit în pământ pe Saul? Dacă l-ar fi ucis? Cu ce inimă, cu ce cântări? Citiți psalmii după împrejurarea asta. Cum s-a dus el cântând lui Dumnezeu când Saul s-a dus acasă rușinat, zicând: David, tu o să domnești în locul meu, tu ești mai bun ca mine. Asta este, cum să zic eu, săturarea sufletului care acționează pe tărâmul împărăției lui Dumnezeu. Cel care acționează pe tărâmul vieții vechi e tulburat mai departe și orbit de ura lui și de dușmânia lui. Războaiele lui devin războaiele copiilor lui și a generațiilor viitoare și neam după neam e nenorocit. Dar ferice de aceia care se conduc după ce a zis Iisus, detașarea, transpunerea pe tărâmul împărăției lui Dumnezeu îl face pe creștin să fie deosebit și neobișnuit. Iar acest deosebit și neobișnuit se exprimă în patru acțiuni concrete. Versetul 44. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Noi avem, după firea noastră pământească, tendința să le răspundem la fel. I-am spus-o cum merita să audă. A ce crede el? Eu nu știu. Mă crede fără minte? Păi a greșit când i-a crezut. Se pare că dacă ai răspuns la fel, n-a fost. Frați dragi, Iisus ne învață să binecuvântăm pe cel ce ne blestemă. El ne-a înjurat, noi rostim binecuvântare. El ne vrea răul, noi așteptăm ca Dumnezeu să reverse binecuvântare peste el. Faceți bine celor ce vă urăsc. E o acțiune concretă. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ce e greu în asta? Când e vorba de a binecuvânta pe cel ce ne blastemă, de a face bine celui ce ne urăște și de a ne ruga pentru cel care ne asuprește, aici va trebui să cerem inspirația lui Dumnezeu. Ca nu cumva gestul nostru să fie socotit o ofensă. Cu înțelepciune și sub inspirația Duhului Sfânt să acționăm. Faceți bine celor ce vă urăsc, ce vă nedreptățesc. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc. În romanul Mizerabil al lui Victor Hugo este o scenă superbă. Ocnașul Jean Valjean fugise din Ocna, evadase. În împrejurări asupra cărora mai facem vorbire, poposește la casa preotului. E omenit. E pus la masa de onoare, servit cu tacâmurile de argint, deși episcopul a știut că este un fugar. Iar apoi l-a așezat pentru a se odihni în camera oaspeților aleși. Episcopul a dormit și el, dar ocnașul, neschimbat, netransformat, cu inimă rea, a pândit unde au fost puse tacâmurile de argint și la adăpostul nopții, pe furiș, s-a dus și le-a furat. Episcopul a văzut, el nu dormea, el numai se făcea că dormea. Doar a închis ochii, se pară doar că nu-i văzut sau că nu vede. Ocnașul a dispărut, a venit între timp ziua. Iar undeva mai după masa zilei, cine credeți că bate la poarta episcopului? Jandarmii. Jean Valjean cu cătușe, târât în curte, oamenii legii au deșertat jos tacâmurile de argint și cu mare respect s-au adresat părintelui zicându-i: știm, părinte, că acestea ți aparțin și tâlharul acesta le-a furat. Am venit să vă recuperați pagubă. La care, omenos, cum numai un creștin poate fi, părintele a spus: oamenii legii, vă respect dreptatea și rapida intervenție, dar vreau să știți ceva. Tacâmurile de argint i le-am dat eu.
Bine că l-ați adus, să mai ospețim o dată. Și-a cerut să-i rămână în casă. Acolo s-a întors la Dumnezeu dușmanul. Există ceva în duhul creștinului care alege să nu se răzbune. Ce să mai vorbim despre zicerea, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc. Ștefan se roagă, iartă-i Doamne că nu știu ce fac, în timp ce dădeau cu bolovanii în el ca să-l ucidă. Iar o femeie vlavioasă în secolele trecute, Maria Goreti, a fost asasinată. Cineva l-a înjunghiat-o și în timp ce îi se scurgea viața, se ruga zicând, Doamne, pe ucigașul acesta, pune lângă mine în rai până la urmă. Așa se ruga. Și asta a rămas. Ioan Gură de Aur, adâncind învățătura despre iubirea vrăjmașilor, a spus că rugăciunea pentru dușman este culmea virtuții. El își imaginează ca o scară, cu trepți, așa, și ajunge până sus, la culmea virtuții. 9 scări vede el, 9 trepte. Sintetizează zicerea aceasta. El spune așa, prima treaptă, să nu începi să faci rău. Ți-a făcut rău, tu să nu te lași provocat. Să nu începi să faci rău. Treapta 2, după ce răul a fost săvârșit, să nu răsprătești răul cu rău. Treapta 3, să nu faci celui ce te-a supărat ceea ce tu ai suferit, ci fii liniștit. Treapta 4, lasă să ți se facă rău. Du-te și mila a doua, lasă și haina. 5, lasă să ți se facă mai mult rău decât ceea ce vrea el, decât vrea cel ce îți face rău. 6, nu urâ pe cel ce ți-a făcut asta. 7, iubește-l. 8, fă-i bine. 9, roagă-te lui Dumnezeu pentru el. Asta este calea. Nu putem să urâm pe aceea pentru care ne rugăm. Mă gândesc că în învățătura sa Mântuitorul Iisus, de fapt, ne înarmează cu un scut. Dinspre vrăjmașul nostru se pornesc înspre noi săgeți ucigătoare. Și cea mai mare pagubă pe care o putem suferi nu e că ne rănește cu săgeata, ci că după ce ne-a luat, luăm săgeata și o punem în arcul nostru și o trimitem înapoi. Asta e paguba cea mai mare. Paguba cea mai mare nu e că ți-a făcut rău, nu e că ți-e dușman. Pierderea cea mai mare e când reușește să te facă frate cu el în dușmănie. Când reușește să te smulgă pe tine cel răscumpărat din tărâmul lui Hristos și din domeniul împărăției și să te tragă în cultura seculară și acolo să te facă tovarăș cu el în ură. Asta e paguba cea mai mare. Iisus pune între noi și el un scut. Scutul acela este rugăciunea. Dacă ne rugăm, nu vom fi niciodată frați cu el în ură. Rugăciunea ne va scuti sau prin rugăciune Dumnezeu ne va păzi inima. Dumnezeu să ne ajute. Rugați-vă pentru cei care vă fac rău. Mi-am amintit în zilele acestea despre o întâmplare petrecută în istoria Bisericii Pentecostale în anul 1940, în Bihor. Acolo s-a strâns odată o persecuție. Mărturia aceasta aparține sorei Pop Tălcuța Rozalia, care a fost născută Bițiș din Burzuc, județul Bihor. O femeie care încă trăiește. Tatăl ei, fratele Pavel Bițiș, Pavele, cum îi se spunea, fratele Iosif, te cunoaște mărturile acestea, împreună cu unchiul ei, Teodor Bițiș, și cu sferle Ioan și cu bodog Teodor, în 1940 au fost prinși rugându-se. A te ruga era considerat delict. Au fost arestați și duși sub escortă pe jos în sat până la postul de jandarmi din Cetariu. Vară, bătuți, după bucată lungă de drum, obosiți fiind, au cerut voie să se odihnească și să se roage. Și frații aceștia simpli de la țară s-au pus la rugăciune la marginea drumului și au început să ceară lui Dumnezeu să facă bine jandarmilor. S-au rugat pentru ei și pentru familiile lor
Iar unul dintre ei a început să se roage în alte limbi. Așa l-a inspirat Duhul Sfânt. S-a rugat în limba ebraică. Unul dintre jandarmi era evreu. L-a oprit și a început să-i vorbească evreiește. S-a dovedit că omul nu știe evreiește și că rugăciunea lui a fost supranaturală, o rugăciune pentru binele lui și a familiei lui. Impresionați de iubirea acestor creștini, jandarmii au zis, legea să o mai împlinească alții. Le-au dat drumul să plece acasă. Iubirea a învins. Și așa va face întotdeauna. Acum, mergând spre concluzia acestei seri, aș vrea să observăm ceva foarte important. De fapt, cheia acestui text. Iată ce este scris în versetul 44. Voi să nu vă răzbunați, voi să vă iubiți dușmanii, versetul 45, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. De asta. Voi, ca și creștini, aparțineți unui alt tărâm. Și acum, ca să fiți confirmați, dovediți, recunoscuți ca fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Auziți ce spune versetul 46? Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Iertați-mă. Inima noastră e atât de strâmtă că nu reușim să iubim nici pe cei care ne iubesc. Un bărbat nu reușește să-și iubească soția care ține rău ca la ochii din cap. O soție nu reușește să-și iubească soțul care și-ar da viața pentru ea. Un copil nu știe să zică mulțumesc lui taică-sa și maică-sa care se trudește și se sparge în patru ca să-i fie lui bine. Nici măcar pe ei care ne iubesc nu putem iubi. Nu vă supărați, unde ne aflăm? Pe tărâmul vieții vechi? Dar de confesiune pentecostală sau baptistă. Iisus a spus că aceia care sunt copii ai Tatălui Ceresc nu iubesc numai pe cei care iubesc pe ei. Că ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și v-am ieșit. Au zis cu ce îi compară. Standardul acesta, standardul secular, să iubești pe cel care te iubește, este împlinit până și de cei mai de jos din punct de vedere moral și spiritual din iudaism. V-am ieșit. Ca apoi Iisus să zică, și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Deci există un normal în viața de zi cu zi. Există niște reguli după care oamenii necredincioși trăiesc. Iisus nu ne cere să ne conformăm acestui normal, ci ne cere să fim neobișnuiți. Ne cere ceea ce spunea odată Bonhoeffer, extraordinarul. Asta ne cere. Adică să copleșim pe acela care ne nedreptățește prin iubirea noastră, prin ceea ce dovedim ca și copiii lui Dumnezeu. Creștinul este chemat să fie copil al lui Dumnezeu. Și acum, frați dragi, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, atunci trebuie să se dovedească și prin faptul că ne iubim dușmanii. Aici e vorba de identitate. Identitatea noastră dată de Dumnezeu cere viață nouă. Noua identitate reclamă o viață nouă, o trăire nouă. Și această nouă trăire se va face prin Duhul Dumnezeului viu care a fost pus în noi și prin care ni s-a dat dragostea lui Dumnezeu, despre care Pavel a spus că a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Creștinul este chemat să fie o persoană unică și specială. El este menit să fie asemenea lui Dumnezeu. Versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Nu-L putem atinge pe Dumnezeu în desăvârșire. Nu-L putem atinge când e vorba de morală. Că avem slăbiciuni. Dar există ceva, există o direcție, o zonă înspre care putem merge. Și aceasta este iubirea. Asta e partea frumoasă. Dacă vom învăța să ne iubim dușmanii,
Dacă ne vom ruga pentru cei care ne urăsc, vom face bine celor care ne fac rău. Vom binecuvânta pe cei care ne blastămă. Nu ne vom răzbuna, nu ne vom face singuri dreptate. Ne vom lăsa viața în mâinile bunului Dumnezeu. Făcând ca Domnul, care dă ploaie și peste buni și peste răi, aduce soare și peste unul și peste altul. Dacă așa vom face, Iisus a zis, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Culmea virtuții, zicea Ioan Gură de Aur, este iubirea dușmanilor. Nu știm când și în ce împrejurări ne va testa Dumnezeu. Dar atunci se va vedea pe ce tărâm ne aflăm. Vă chem să ne cercetăm pe noi înșine. E ceva deosebit, frați, dragi, surori, dragi, în viața dumneavoastră? Dacă ar fi să ne gândim adânc, ce e deosebit la mine? Mă numesc copil al lui Dumnezeu, m-am botezat în apă sau am gând să mă botez în apă, mă numesc copil al lui Dumnezeu, nădăjduiesc în viața veșnică, la mine ce e deosebit? Ce mă face pe mine altfel? Merg la biserică, nu asta vă întreb, dacă mergi la biserică, asta am văzut. Și nici dacă ascultați, am văzut că ascultați, încă mai uite chiar de a încheia eu ce am de zis. Da, dar acel neobișnuit, acel despre care Iisus în seara asta prin cuvântul citit ne vorbește. Acel ceva despre care a zis Iisus, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai ave, vi se mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare nu fac așa și păgânii? Acum întreb, dacă Iisus face apel pentru a identifica un neobișnuit pe care îl facem noi, care e ăla? Care e acea calitate, acea virtute, acea trăire, acea atitudine, acel principiu după care trăim, care ne face neobișnuiți? Răspunsul trebuie să-l dăm fiecare pentru noi. Fiecare trebuie să-l identificăm. Zona este iubirea vrăjmașului. Domeniul în care vom găsi acestea este relația cu acela care ne îndreptățește. Vă chem să luăm câteva decizii. Întâi de toate, să nu ne răzbunăm pe nimeni. Să nu ținem dușmănie pe nimeni. Să nu dăm în judecată pe nimeni. Să ne iertăm dușmanii. Să iubim pe dușmani cu dragostea lui Hristos. Să ne rugăm pentru ei. Să căutăm să le facem bine. Și dacă nu putem, să ne rugăm în seara asta.